Hristos a înviat. Și știm că Hristosul înviat nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Și tocmai din acest motiv, pentru că trăiește pururea, zice autorul Epistolei către Evrei în capitolul 7, versetul 25, de aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Binecuvântat să fie Mântuitorul nostru scump, pentru că El este marele nostru preot prin puterea unei vieți nepieritoare. Am venit cu bucurie, dragi frați și surori, la voi, la Nădlac, cu atât mai mult că venim într-o zi de sărbătoare, într-o zi de bucurie. Dar din cel puțin două motive este greu să predici la sărbători. În primul rând, Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Luca, la Omeal, capitolul 22-23, aveți grijă ca ziua aceea a venirii Domnului să nu vă prindă cu îmbuibare de mâncare și băutură, ca să nu vi se îngreuieze inimile. De obicei, la sărbători, oamenii mănâncă mai mult ca de obicei. Sunt mai multe feluri de mâncare și din această pricină este îngreuiată inima. E greu să mai tragi inima omului prin niște argumente biblice, să îl faci să gândească. Chiar textul nostru spunea mai jos, n-a fost citit, nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scripturile. Atunci când predicăm din Biblie, inima trebuie să ieie foc. Dar dacă inima e îngreuiată de mâncare, de condițiile exterioare, nu înseamnă că dacă nu mâncăm e mai bine, că zice Biblia că nici cu îngrijorările veacului acestuia, nici invers nu este bine. Și dacă inima este grea, cum ziceam, nu mai arde, nu mai ia foc când prinde combustibilul acesta cuvântul lui Dumnezeu. Un al doilea motiv este ceea ce spunea Solomon în Proverbe, în capitolul 27, versetul 7. Săturul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. De obicei la sărbători sunt mai multe slujbe, mai multe programe în care ne adunăm și auzim cuvântul lui Dumnezeu. Auzind mereu aceleași lucruri, devenim sătui. Și din cauza aceasta, chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu este mai dulce ca mierea, cel sătul calcă în picioare fagurul de miere. Oamenii sunt pretențioși. În momentul în care primesc foarte mult și au mult de mâncare, devin foarte pretențioși. Și cam așa se întâmplă la sărbători. Începem să găsim probleme și greșeli în fiecare predică și să avem pretenții, dar pentru cel flămând, zice, toate amărăciunile sunt dulci. Din acest motiv, cred că este greu să predici la sărbători. Oamenii sunt pretențioși. Ori eu nu sunt un predicator de ce valoare, sunt, cum zicea cineva, despre Pavel, altădată spunea Pavel despre un necioplit. Nu necioplit în vorbire, asta nu înseamnă că suntem și necunoștință, zicea apostolul Pavel. S-a citit textul acesta din Evanghelia după Luca, recitesc versetul 19, când Cleopa îl întreabă în versetul 18, tu ești singurul străin care, aici în Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat în el? Ce? Ce s-a întâmplat în Ierusalim? Păi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care este proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Ați auzit, ați citit, s-a vorbit săptămâna aceasta despre ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos încă de la intrarea lui în Ierusalim, când El se apropia de Ierusalim și a zis, Ierusalime, Ierusalime, care omori, ucizi pe proroci și omori cu pietre pe cei care sunt trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina puii sub tare și n-ați vrut. Sau, în Evanghelia după Luca, când Domnul se apropie de cetate, începe să plângă și zice, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și la sfârșitul acelui pasaj, Domnul spune, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată? Adică ai pierdut momentul în care puteai să fii salvat? Domnul a fost respins de Ierusalim, cum zice Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 1, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit.
Iubiți frați și surori, prieteni, tineri, băieți și fete, am constatat că întreaga viață și toată calitatea vieții depinde de lucrurile pe care le acceptăm și de cele pe care le respingem. Că toată viața nu e altceva decât o masă întinsă în fața ta, din care ai posibilitatea să alegi una sau alta, și la unele lucruri le spui nu și la altele le spui da. Și că totul depinde de aceste mici alegeri. N-a zis Domnul că în Deuteronom, la sfârșitul cărții, îți pun înainte viața și moartea, binele și răul. Alege viața ca să trăiești, alege binele să fii binecuvântat de Dumnezeu, dar poți să alegi ce vrei. Totul este în fața ta. După ce m-am căsătorit, chiar în luna de miere, am trecut pe la un om al lui Dumnezeu împreună cu soția și în timp după rugăciune mi-a zis, zice, am avut o vedenie pentru tine. În fața ta era o cutie, o îngreditură, plină cu tot felul de lucruri. Și Dumnezeu ți-a zis, ai dreptul să ții ce vrei de acolo. Dar să ai grijă că nu tot ce este în cutie aceea este pentru tine. Sunt lucruri pe care dacă le vei lua, vor face mare rău și mult rău în viață. Totul este în fața ta. Nu toate ocazele pe care le ți se oferă, de care ai parte, trebuie folosite. Nu toate lucrurile cu care intri în contact trebuie luate. Și aici e problema noastră, că nu știm ce trebuie să luăm și ce trebuie să primim. Totul depinde dacă spui da sau nu unor lucruri. Am observat că Dumnezeu oferă fiecăruia dintre noi o șansă în viața la mântuire. Nu spunea Domnul despre Ierusalim, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Fiecare dintre noi are un timp îngăduit de Dumnezeu pentru cercetare. Un timp în care poți să-L primești pe Iisus Hristos, în care poți să-I răspunzi, să-I spui da lui Dumnezeu. Timp care Ierusalimul a ratat și Domnul a zis, degeaba, de acum înainte n-o să mă mai vedeți până când nu veți zice ce binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și vi se va lăsa casa puștie și știți ce a urmat peste Ierusalim datorită refuzului lui Hristos. Spunea El, eu am venit în numele Tatălui meu și nu m-ați primit. Va veni altcineva în numele Lui și pe acela îl veți primi. O zi de cercetare, un timp de îndurare are fiecare dintre noi. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în predica de pe munte, în capitolul 6, capitolul 5, să ne purtăm frumos înaintea oamenilor ca cei care văd faptele noastre bune să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării lor. Există un timp de cercetare pentru fiecare. Timp pe care dacă îl ratăm, nu știm dacă se mai întoarce. Și vreau să vă spun că toată viața noastră depinde de această vreme de cercetare și de răspunsul pe care îl dăm acestor momente. Spunea Mardoheu, altădată împărățesa Estera care ajunsese lângă împărat, știți, împrejurările din cartea Estera, și care putea să mijlocească pentru evreii care urmau să fie măcelăriți. Iar zis Mardoheu acolo Esterei, să nu-ți închipui căci numai tu vei scăpa pentru că ești lângă împărat. Căci dacă o să taci acum, timpul acesta, ajutorul și izbăvirea pentru iudei vor veni din altă parte. Dumnezeu are planuri de rezervă. Îi spunea Domnul la un moment dat lui Moise, dă-te la o parte, nimicesc tot poporul acesta și din tine fac altă rațiune, fac un neam mare și îmi duc planul de mântuire mai departe. Nu stă Dumnezeu după niciunul dintre noi. Noi suntem cei care pierdem. Domnul Iisus Hristos când plânge pentru Ierusalim, nu plânge ca un băiat refuzat de o fată, ci plânge de mila Ierusalimului, știind ce au pierdut, ce au ratat, ce șansă au avut în față. Plânge de durerea lor. Noi suntem cei care pierdem. Și ne întoarcem la Estera, ce spunea Mardoheu. Dacă o să taci acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din alte părți, dar tu și casa tatălui tău veți fi nimiciți. Viața Esterei depindea de acele momente. De ce vorbea ea în clipele respective? Toată viața. Tot este în mâinile noastre. Să nu vă așteptați să facă Dumnezeu ce trebuie să facem noi. Dumnezeu ne-a pus înainte viața și moartea. De altfel, avem în Scriptură exemplul acelui tânăr care a venit la Domnul Iisus Hristos, s-a închinat și a spus, bun învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul îi spune, de ce mă numești bun?
Și da, dacă tot vrei să intri în viață, păzește poruncile care? Să nu prea curvești, să nu minți, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu furi, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate astea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai îmi lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde ce ai, de la săraci, vino și urmează-mă și o să ai o cumară în cer și apoi vino și urmează-mă. Când a auzit aceste lucruri, tânărul a plecat întristat de tot, pentru că avea multe avuții. Toată viața lui a depins de momentul acela în care Domnul l-a chemat după el. Nuul acela a spus lui Iisus a avut consecințe mai apoi asupra întregii lui vieți. Și toată viața noastră, de fapt, se încadrează între refuzuri și acceptări. Spunea în Evrei, în capitolul 11, autorul acestei epistole despre bărbații credinței, vorbim despre Moise, de exemplu, versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut, a refuzat să se numească fiul al fiicei lui Faraon. Versetul 35. Zice despre femeile din vechime și au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. N-au vrut. Și ăștia au refuzat. Și viața noastră conține refuzuri. Există lucruri care trebuie să le spunem nu și trebuie să le refuzăm. Dar există lucruri pe care trebuie să le acceptăm. Spunea Domnul în Apocalipsa, capitolul 3, iată că eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și dacă după ce l-aude deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Tot ceea ce urmează depinde de ce faci când auzi glasul lui. Deschizi sau nu? Vedeți că viața noastră se încadrează între aceste oferte care vin asupra noastră prin îndemnuri. Zice Biblia despre îndemnurile firii pământești. Roman, capitolul 8. Noi nu mai dat-o nou nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Sunt îndemnurile Duhului Sfânt, tot Roman, capitolul 8. Dacă ascultăm de îndemnurile firii, vom muri, dar dacă ascultăm de îndemnurile Duhului Sfânt, vom trăi. Sunt îndemnurile cugetului, tot Apostolul Pavel vorbește Romani în capitolul 13, că noi trebuie să fim supuși autorităților, nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului, acest tribunal, această dreptate lăuntrică pe care o are fiecare om. De la copiii mici, dacă îi pui înainte o situație, vei vedea surprins că copiii mici știu să judece și știu ce-i bine și ce-i rău și ce-i drept și ce nu-i drept. Sunt îndemnurile celorlalți, sunt oameni care ne îndeamnă. Ce despre Irodiada, că despre fata Irodiadei, că îndemnată de mamă s-a cerut capul lui Ioan Botezător atunci când a fost ofert. Toată viața noastră este sub influența unor îndemnuri. Însă responsabilitatea nu o poartă cel care te îndeamnă. Responsabilitatea o purtăm fiecare dintre noi. Ce fac cu îndemnul? O refuz sau îl accept? Unii ați venit la biserică pentru că cineva v-a îndemnat. Haideți la biserică. Unii n-au venit la biserică, deși au fost îndemnați. Unii au spus nu, unii au spus da. Chiar și la prânz, probabil, între programe, ați avut diferite oferte. La unii le-a spus da, la altele nu. Toată viața se încadrează între lucruri pe care le accept și care le refuz. Știți însă care este problema mea? Și asupra căruia vreau să vă provoc să meditați în această dupămasă. De ce refuzăm ceea ce trebuie primit? Și de ce primim ceea ce trebuie să refuzăm? Avem în fața noastră exemplul unei națiuni care au refuzat pe Fiul lui Dumnezeu. Au refuzat salvarea lor. Au refuzat pe Cel care îi iubea. Au refuzat ceea ce trebuia să primească cu brațele deschise. Și Domnul zicea, de ce nu m-ați primit? O să primiți pe altul. Și știți că evreii au ajuns vai de ei, datorită refuzului. De ce refuzăm ceea ce trebuie să primim? Și de ce primim ceea ce trebuie să refuzăm? Nu este nimeni mai vrednic și nu era nimeni mai vrednic de primit decât Domnul Iisus Hristos, dar știți că de când a intrat în lumea noastră, cum a fost primit? Că nu de mult a fost sărbătoarea nașterii Domnului și am citit textele biblice. Mi-am amintit în timp ce stăteam aici pe bancă de un profesor din Statele Unite care a fost invitat
de un prieten de-al său din școală să vină la biserica lui să țină o conferință, o lecție. A fost invitat cu luni de zile înainte. Era o biserică liberală. Liberal nu înseamnă lipsit de reguli. Liberalii sunt teologii sau bisericile care nu mai cred tot ce scrie în Sfânta Scriptură, ci doar lucrurile raționale din Biblie. Este o teologie care s-a născut în Germania, în secolul XIX, în care oamenii nu mai cred în nașterea din Fecioara Domnului Iisus Hristos, în învierea Lui din morți, nu mai cred în minuni, cred că toate sunt doar metafore și că nici în revenirea Domnului Iisus Hristos, nici în învierea morților, nici în împărăția viitoare, suntem doar oameni. Iisus Hristos a fost un învățător ca toți ceilalți și așa mai departe. Și a fost invitat, cum ziceam, acest profesor să predice în biserica lui. S-a pregătit, zicea fratele acesta, cu luni de zile înainte. Și a făcut o predică, cum a zis el, pusă la punct, la patru ace. A reușit în ziua respectivă să predice cu întâmplări, să captiveze atenția, cu glume, cum se predică mai ales în America, să facă oameni să se simtă bine. Așa încât la sfârșit a fost felicitat de cei care l-au ascultat. Dar după servici, după slujbă, au mers să iei masa împreună cu familia acestui frate care l-a invitat. Era un oraș în fața mesei și l-a întrebat fratele, văzându-l puțin trist pe prietenul său, zi-mi, nu ți-a plăcut la biserică? Ce s-a întâmplat? Și bărbatul acesta a început să plângă, a stat capul în jos și a zis, Bruce, de 4 ani de zile mă rog împreună cu soția mea să trimită Dumnezeu un predicator în biserica noastră care să trezească pe oameni și să le spună că mântuirea este doar prin sângele lui Iisus Hristos, să predice Evanghelia. Și când în sfârșit am reușit să te ducem, să ducem un predicator evanghelic în biserică, tu ți-ai pierdut timpul acesta de 2 ore care ți l-am dat la îndemână cu glume și povești. Și profesorul acesta a fost cea mai grea lovitură pe care am primit-o. De atunci a zis el, m-am hotărât, cum zicea Pavel, n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Hristos este centrul atenției noastre. Zicea Apostolul Pavel despre sine, că despre mine departe gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine, adică cruci, lumea stă pe cruce și eu sunt răstignit față de ea, adică și eu sunt pe cruce. Că cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei și de acum trăiesc cărmuiți de Duhul Sfânt. Aș vrea să încercăm să răspundem aceste întrebări. De ce refuzăm ceea ce trebuie să primim? De ce refuzăm pe Hristos? De ce în Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 20, unde citeam că Hristos stă la ușă și bate? De ce Hristos trebuie să stea afară și să bată la ușa unei biserici a cărui El este capul? De ce a ajuns Hristos să stea afară? Adică noi credincioșii, la noi credincioșii Hristos să nu mai aibă acces, până acolo să ajungem? Și din textul care s-a citit, citim în versetul Luca, capitolul 23, capitolul 24, versetul 25. O nepricepuților și zăbaflici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. De ce nu alegem ce trebuie? Pentru că suntem nepricepuți. Dacă pun înaintea copilașului meu de 3 ani de zile o ciocolată și 100 de lei, nu mă mir că va alege ciocolata, pentru că e nepriceput. Dar dacă același lucru face un băiat de 20 de ani, pot să spun și eu același lucru, tare nepriceput, tare încuiat la minte este. Vedeți că atunci când vorbește Domnul despre provăduirea Evangheliei în Matei, capitolul 13, despre pilda sămănătorului, spunea că o parte din sămânță cade lângă drum. Vin păsările și culeg sămânța aceea. Aceștia sunt cei care aud cuvântul și nu-l înțeleg. Și pentru că nu-l înțeleg, vine cel rău și fură sămânța și normal că ajunge neroditoare.
Oriunde în Evanghelie, niciunde nu este încurajată neștiința și necunoștința. Dimpotrivă, Dumnezeu acuză nepriceperea. Acum, la un copil, nu este de acuzat. Copilul n-a crescut încă. Așteptăm să crească. Dar la un om mare, zicea Apostolul Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil. Dar când m-am făcut mare, e normal să lepădăm ce este copilăresc. Însă problema la noi este că am rămas tot copii. Și tot nu pricepem lucrurile. Și pentru că nu pricepem, normal că respingem ceea ce trebuie să primim și primim ceea ce trebuie să respingem. În Evrei, în capitolul 5, spunea autorul epistolei, versetul 11. Nu vreau să credeți că lucrurile despre care noi vorbim sunt foarte grele. Domnul a spus, te laud, Tată al cerului și al pământului, care a spus aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, adică și copiii sunt capabili să priceapă. În sensul că, și zicea și în Isaia, Domnul promitea, că și cel fără minte nu se va rătăci pe calea aceasta. Fiecare are posibilitatea să ajungă unde trebuie și să aleagă bine. Problema este ce spune aici în versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tălcuit. Ne este greu să explicăm uneori. Nu pentru că n-ar fi lucrurile ușor de priceput, ci pentru că v-ați făcut greoi la pricepere. Asta este ceea ce acuză Scriptura. De aceea le-a spus Domnul ucenicilor nepricepuților. De aceea a acuzat Dumnezeu pe evrei și a spus, n-ați cunoscut vremea când ați fost cercetați. De obicei, omul care nu cunoaște, n-a priceput lucrurile, nu este de acuzat. Domnul n-a știut. A făcut din neștiință. Cine face lucruri vrednice de lovituri, le-a făcut din neștiință, va fi bătut cu puține lovituri. Vinovat este cel ce le-a făcut știind, zicea Domnul. Dar ceea ce acuză Domnul aici este faptul că am avut posibilitatea să cunoaștem, dar nu ne-am dat interesul. Peste tot în Scriptură, Dumnezeu ne face responsabili de mântuire. Zice, de exemplu, Apostolul că Dumnezeu nu este departe de fiecare dintre noi și noi trebuie să ne silim să-L căutăm bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Deci este datoria noastră să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne dăm interesul să-L găsim. Dar vă întreb, dragii mei frați și surori, sau oameni care ați venit în seara aceasta împreună cu noi la părtășie, tineri, băieți și fete, câți dintre noi avem obiceiul să ieșim ca și Isaac altădată în taină pe câmp și să cugetăm asupra lucrurilor din Scriptură? Câți? Câți după ce mergem de la biserică, noaptea mai zăbovim cu mintea asupra ceea ce s-a predicat sau ceea ce am citit în Scriptură? Și facem, cum spunem Psalmul 119, mă scol înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvintele tale. Cartea aceasta legii spunea Moise lui Iosua să nu se depărteze de curata, cuget asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și atunci vei izbândi toate lucrurile tale. Câți dintre noi ne mai dăm interes ăsta? Și atunci e de mirare că suntem așa de ușor păcăliți de satana și orbiți și ochii noștri sunt împiedicați să cunoască lucrurile care trebuie să le primim și care trebuie să le refuzăm. Și prin urmare, calitatea vieții noastre de pocăiți care trebuie să recunoaștem că este în scădere continuă în biserici, că nu mai trăim pocăința la nivel înalt, pentru că acceptăm lucruri care trebuie să le spunem nu și nu acceptăm lucrurile care trebuie să le spunem da cu toată inima. Și asta din cauza nepriceperii noastre. Am obiceiul să aseamăn priceperea, percepția aceasta cu lumina unei lumânări. De fapt a spus și psalmistul, probabil Ezra, în Psalmul 119. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe calea mea. Să nu credeți careva dintre dumneavoastră că aveți un felinar, că aveți un bec de cistă de vaț. Nu aveți decât o lumânare. Ori de câte ori se predică Scriptura, nu facem altceva decât să aprindem o lumânare. Până se va crăpa de ziua, că zice Apostolul Petru, că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până când se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre, adică până va veni Domnul și va face lumină cu adevărat. Dar până atunci avem această lumânare.
Știți că lumânarea este foarte sensibilă? Ați avut fiecare dintre noastre lumânare în mână, nu? Noi avem obiceiul acasă unor seara să mai aprindem lumânări, mai ales copilor le place să stăm seara la lumina lumânărilor, să vorbim, să povestim, să servim masa. Și i-am învățat să țină lumânarea în mână și să vadă că doar pur și simplu respirația lor poate să stingă. Cam așa este înțelegerea Scripturilor. Este o lumânare care mi este dată, de exemplu, la biserică. Ai venit și ai primit o lumânare, o lumină mică. Dacă nu ești atent cu ea, nici n-ai ajuns acasă și s-a stins. Și te întreabă, frate, totuși după ce s-a predicat astăzi, ai luat vreo decizie? Nu. Nu nimic, pentru că eu n-am pătruns în lăuntrul meu. Mi s-a stins lumânarea mea ce-a ieșit. Sau ca și sămânța din Evanghelie. S-a dus pentru că n-am înțeles cuvântul Scripturilor și neînțelegerea este acuzată de Domnul pentru că nu ne-am dat interesul de plin să pricepem. Într-o zi am citit despre un băiețel care, călătorind, îndreptându-se spre casă dintr-un sat vecin, a trecut printr-un codru, printr-o pădure foarte deasă, înturecată, și pe cărarea lui s-a împiedicat de o plasă cu pietre, cu bolovan. A luat plasa, văzut că sunt niște pietre acolo, și călătorind spre casă, drumul lui mergea paralel cu un pârâiaș, a început să iei din plasă și tot să arunce câte o piatră în pârâu, făgându-i plăcere zgomotul produs de căderea pietrelor în apă. Numai că pietrele s-au tot consumat, până ce a mai rămas una. A zis, pe asta o păstrez, probabil că în sat vor fi niște câini care vor sări la mine și să am să mă apăr. Când a ajuns însă acasă, înainte să arunce piatra, și-a dat seama că are o strălucire specială. A dus-o în casă, le-a arătat-o părinților și tatăl i-a spus, e o piatră prețioasă, foarte scumpă, foarte valoroasă. Și piatra zice, tata, am avut o plasă întreagă, de le-am aruncat în pârâu. De ce le-a aruncat? Pentru că n-a știut. De aceea noi refuzăm adesea ceea ce trebuie să primim. Și primim ce trebuie să refuzăm, pentru că nu pricepem, e întuneric. Și dacă nu vedem, nu-i de mirare că risipim comorile. Comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui neprionit, spune în Proverbe Solomon. Dar omul fără minte le risipește, ca băiatul ăsta, le aruncă în pârâu. Te-ai gândit vreodată că fiecare zi, fiecare clipă pe care ai o piatră prețioasă dată de stăpân în mâinile tale, câte zile n-ai aruncat până acum în pârâu? Câte momente și părtășii de la adunare nu le-ai aruncat în pârâu? Momente în care puteai să înțelegi adevărul lui Dumnezeu, să schimbi lucruri în viața ta, dar n-ai făcut-o. Sunt pietre pe care le arunci. Pentru că nu pricepi valoarea acelor momente. Și nu știm câte zile de acestea ne mai îngăduie Dumnezeu. Fusesem anul trecut în Irlanda și lucram la un moment dat cu un băiat care îmi spunea, l-am mai chemat la adunare să vină la biserică acolo și zicea, băi, zice, vin, îmi place la voi, recunosc că sunteți o biserică care iubește adevărul și iubiți pe Dumnezeu. Mă bucur să vă văd când plângeți, când vă rugați cu foc. Dar vreau să spun ceva, eu nu simt nimic și de asta mi-e ciudă pe voi, eu nu mai simt nimic. Și vorbind cu alți frați, am constatat că băiatul acesta cu câțiva ani în urmă când a ajuns în Irlanda, a avut o vreme de cercetare, venea la biserică, cerea cam pucăit, nu credeam că nu o să boteze. Plângea, cânta, mergea mereu la biserică, peste săptămână la rugăciune. A fost un timp de cercetare, o vreme în care ai avut niște pietre prețioase. Dacă le arunci, le arunci, le arunci, o să te trezi într-o zi că rămâi fără niciuna. Așa s-a trezit Ierusalimul în cazul acesta. Au pierdut șansa. În al doilea rând, de ce respingem ceea ce ar fi trebuit să primim? Deci, tot aici în textul care a fost citit, versetul 25, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. A doua piedică este faptul că nu credem de plin. Da, de unde? Suntem un popor de credincioși. România este o națiune creștină. Oameni care cred, unor cred prea mult. Mi-aduc aminte că cu câțiva ani în urmă au fost probleme undeva la București când s-a spart o conductă de apă și a țâșnit apa exact prin trunchiul unui copac, prin scorbura unui copac.
Și oamenii au început să adun și ei apă în oale, în ce aveau. Și nu i-a lăsat pe cei de la regia de apă din București să intervine, să oprească, că zicea că Dumnezeu l-a dat apă sfințită. Curge din copac și ăștia vor să le oprească. Credem încă prea mult. Și totuși, dați-mi voie să vă spun că problema noastră este cu credința mare. Avem mari probleme cu credința. Zice în Evrei, în capitolul, mai te citesc în 2 Corinteni, în capitolul 4. Versetul 3, versetul 4. Dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina slavei Evangheliei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. De ce facem confuzii? Pentru că necredința orbește mintea, întunecă mintea, îi dă prilej diavolului să pună un văl peste ochii noștri. În Evrei, în capitolul 11, ni se spune despre Moise că prin credință el n-a vrut să fie numit fiul al fiicelui Faraon, adică a refuzat această ofertă foarte tentantă, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dar să nu credeți că Moise a avut vreo vedenie. Nu ni se arată în Scriptură că ar fi văzut țara viitoare. Doar Canaanul i-a fost arătat de pe munte. Dar totuși, tot în Evrei, în capitolul 11, versetul 14, ni se spune toți aceștia... Capitolul 11, versetul 14, 13. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe. Adică Avram, Sara, Iacov, Isaac, David și toți ceilalți, zicea apostol, nu mi-ajunge vremea să-i spun despre toți, toți aceștia au văzut de departe lucrurile făgăduite. Cum așa? Păi ne-a spus el în versetul 1 din Evrei 11, căci credința aduce în fața ochilor lucrurile care nu se văd. Că credința este o încredere în lucrurile care nu se văd. Și dintr-o dată, prin credință, reușesc să văd împărăția lui Dumnezeu. Reușesc să văd răsplătirea. Și spre acea răsplătire avea ochii pironiți Moise prin credință. Asta a fost lăudat la Moise. Asta l-a făcut capabil pe Moise să refuze ceea ce trebuia să refuze. Dar ce te faci? Că astăzi nu ești pus nici în postura să fii prigonit, cum zice în Evrei, că n-au vrut să primească izbăvirea care le se dea și din pricina aceasta au fost chinuiți. Nu ești chinuit. Nu ești nici măcar nevoit să păcătuiești. Nu e o nevoie legitimă. Și totuși, cedăm în fața păcatului și a ispitei, pentru că avem probleme cu credință. Despre evrenii se spune că n-au putut să intre în țara Canaanului din pricina necredinței. Știți care este semnul credinței? Zicea apostolul Pavel, eu uit ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte. Știți când te arunci? Atunci când credința a cucerit orice îndoială a inimii tale și știi sigur că prinzi, atunci te arunci. Te arunci înainte. Ce apostolul Pavel, mă arunc spre ce este înainte. Nu mai amintezează restul. Mă arunc spre ce este înainte pentru că cred din toată inima. Iubiții mei, n-avem voie să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a supărat când cineva s-a îndoit. Dacă tu, ca om serios și cinstit și onest, îmi faci o promisiune și eu mă îndoiesc de tine sau de identitatea ta, de exemplu, trebuie pe cineva cum îl cheamă, zic, nu, credem buletinul. Dacă omul acesta e un om de încredere, știți că se supără, se simte puțin jignit, ofensat. Cum, n-ai încredere în cuvântul meu? Cu atât mai mult Dumnezeu se simte ofensat când vreun muritor îndrăznește să pună la îndoială cuvântul său. Vă amintiți de Zaharia când i s-a arătat îngerul Gavril în templu și a zis îngerul, eu sunt îngerul Gavril și stau înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să spun aceste cuvinte și pentru că n-ai crezut, o să fii mut. Vă amintiți de călărețul pe brațul căruia se sprijinea împăratul și care n-a crezut cuvântul Domnului și Domnul i-a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. Dumnezeu se supără când nu credem.
Avem dreptul să ne îndoim de tot ce spun politicienii și oamenii și învățații societății, dar nu avem dreptul să ne îndoim de ce spune Sfânta Scriptură. Pentru că aceste cuvinte au fost stropite cu sânge martiric, au fost plătite cu viața eroilor și sfinților lui Dumnezeu, au fost pecetruite în istorie și duse până astăzi cu prețul morții. Avem exemplu istorilor și alintațiilor noștri, un nor de martori, așa de mare care ne înconjoară, n-avem dreptul să ne îndoim. Zilele trecute eram la penitenciar și unul dintre cei care predicau a întrebat pe deținuți, cine vrea să aibă viața veșnică? Și unul dintre cei de acolo a zis, nu există așa ceva. N-am avut timpul să-l contrazic, mă gândeam, eu trebuie să plec la o mormântare, după aceea am plecat mai repede, dar mă gândeam să-i pun în față un exemplu. Cum știți că proceda Domnul Iisus Hristos când era cu Simon leprosul și cu femeia aceea și a început el să judece strâmb? I-a pus Domnul un exemplu ca să se convingă de adevăr. I-a și pus următoarea întrebare. Să zic că ai în față doi oameni, unul cinstit, un om în care nu și-a călcat cuvântul niciodată, un om onest, și ai lângă un pușcăreaș, un om de nimic, un om care știe că minte așa. Și ai șansa să ieși din închisoare, depinde de care ușă, erau mai multe uși la încăperea în care vorbeam, depinde de care ușă te apuci. Ai dreptul să ieși pe una dintre ușile astea. Una te-ar duce afară la libertate și una te-ar lăsa în închisoare. Spune-mi, te rog, pe cine l-ai întreba dintre cei doi oameni pe care ai în față? Pe cuvântul căruia te-ai bizuit când ai întreba? Evident că pe cel serios nu o să-l întreb pe cel neserios. Acum vă întreb, dragii mei tineri și băieți și fete și frați și surori, când este vorba de mântuirea sufletului meu, de izbăvirea veșnică, în cine cred? În mincinoșii veacului acestuia care, cum zicea cineva, nu sunt în stare să treacă strada pentru ce au scris în cărți? În cei care au scris codul lui Da Vinci, niște stricați și niște oameni care nu cred în Dumnezeu și încearcă să-și susțină necredința lor, să-și potolească cu alte cuvinte acuzările conștiinței? Sau să cred pe oamenii aceștia care și-au dat viața pentru ce au zis? În apostolul Pavel care a zis, eu sunt gata să mor pentru el. Pe cine crezi? Avem argumente în Scriptură. N-avem dreptul să nu credem, zicea Domnul celor din vremea lui care l-acuzau și ziceau, cu ce putere faci asta tu? Faci cu Belzebul, Domnul dracilor. Și Domnul a zis, dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri, cu cine-i scot? Din această pricină, zicea Domnul, atenție, din această pricină, ei, fiii voștri, vor fi judecătorii voștri. Adică le zicea Domnul, aveți argumente în fața voastră suficiente, dacă stai puțin să te gândești, care te vor acuza în ziua judecății. N-avem dreptul să ne îndoim, dar credința este cea care, cum spuneam, aruncă un văl asupra minții noastre și ne face să nu pricepem și să nu știm ce să alegem. Și mai este ceva. Citesc în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, citesc de la versetul 9. E vorba de vremea pe care o așteptăm. Arătarea lui a omului fără de lege se va face prin puterea satanei cu tot felul de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile înlegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, atenție, pentru că n-au primit, iată că au refuzat ceea ce vorbim noi, n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. De ce n-au primit dragostea adevărului? Pentru că au găsit plăcere în nelegiuire. Și numai că dacă îți place păcatul, o să-ți cauți argumente care să te lase acolo în păcat. Și dacă, normal că nu o să primești adevărul dacă îți place să trăiești în păcat. Cred că al treilea motiv pentru care respingem ce trebuie să primim e sistemul nostru de valori întors cu toți, toți în sus. Este o societate, dacă vreți, hedonistă, adică ghidată după plăcere. Uitați-vă la oameni, pe ce criteriu evaluează lucrurile? Până acolo am ajuns încât să facem distinții între bine și rău pe baza ceea ce îmi place și ce nu-mi place. Ce îmi place mie este bine, ce nu-mi place e rău. Asta este societatea noastră. Ți-a plăcut în seara asta la biserică? Înseamnă că a fost bun predicatorul. Nu ți-a plăcut? Nu a fost bun. Câți dintre dumneavoastră
Mai judecați lucrurile pe baza adevărului. Iubiți adevărul. Și câți judecăm pe baza plăcerilor. Câți tineri nu se căsătoresc ca și Samson altădată. Ia-mă că îmi place. Dacă îmi place, e bun. Dacă nu-mi place, este rău. Și din pricina aceasta, Dumnezeu ne lasă să alegem ce vrem. Pentru că dacă asta îți place. Sistemul nostru de valori, cum ziceam, întors invers, cu capul în jos, este cel care ne încurcă la alegeri. Și pentru că noi umblăm după lucrurile care ne plac, nu-i de mirare că alegem ceea ce este spre nefericirea noastră. Vă amintiți de pilda fiului risipitor, care a refuzat șansa de a rămâne moștenitor lângă tăticul său, de a trăi bine, cum zicea el, că și argații se bucurau de belșug acasă, cu atât mai mult el ca fiu, și a ajuns să meargă să mănânce, ar fi vrut să mănânce ce mănâncă porci, dar nu-i de nici aia măcar nimeni. Pentru că asta i-a plăcut. În concluzie, vreau să fac două observații. Prima, nu există lucru pe care să-l accept, fie mic sau mare, care să n-aibă consecințe asupra vieții mele. Să nu se înșele cineva. Să nu credeți că ne jucăm cu Dumnezeu sau că păcălim viața. Toată viața depinde de da sau nu. De lucrurile la care spun da și de lucrurile la care spun nu. De fiecare clipă în care refuz sau accept ceva. Spunea Apostolul Pavel, nu vă înșelați singuri. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aia o să secere. Numai că din momentul în care semeni până când seceri, sunt câteva luni de zile bune. Și aici e problema noastră, oamenilor. Că ne luăm după momentul următor. Ai văzut, am păcătuit și nu mi s-a întâmplat nimic. Ai văzut cu tare că a făcut rău și nu mi se face nimic. Ba încă cum, vedeți, în societate și cum spunea psalmistul în psalmul 73, așa, m-am uitat la cei care fac răuri și m-am uitat cu jint, pentru că le merge bine. Ba încă le merge mai departe foarte bine. Zicea Solomon în Eclesiastul, am văzut un rău care se petrece sub soare. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea luată împotriva celor ce fac rău, din această pricină este plină inima omului de dorința să facă rău. Suntem păcăliți de faptul că Dumnezeu nu răsplătește imediat răul, cum nu răsplătește imediat nici binele. Dar spunea odată un gânditor creștin, dacă Dumnezeu ar sta după noi, la fiecare intersecție, ca și un polițist, când am trecut pe rostul să ne amendeze, când a depășit viteza să ne iei permisul, nu ne-ar crea oare prin acest mod de comportament obligația să-L slujim? Ori Dumnezeu nu vrea să aibă niște oameni care să-L slujească din obligație, ci vrea niște oameni care să-L iubească din toată inima. Asta a zis domnului Petru, Petre, pe mine nu mă interesează declarație tare de angajament că merg după mine până la moarte. Mă interesează dacă mă iubești sau nu mă iubești. Și de trei ori l-a întrebat Domnul până ce Petru să întristeze, să intre adânc în conștiință că trebuie să repetăm unor predicile ca oamenii cu adevărat să fie treziți. Mă iubești sau nu? Rețineți deci, nu există alegere fără consecințe. Tot ce facem va avea urmări, numai că există un timp până când se cerăm ceea ce am semănat. Spunea Domnul în Evanghelie despre pilda bogatului și a lui Lazar, când ajung fiecare la destinația lor în lumea cealaltă, îi spune Avram lui bogatului, adu-ți aminte că atunci când erai în viață, tu ți-ai luat lucrurile bune, iar Lazar și le-a luat pe cele rele. Nu-i de mirare că aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Ceea ce se întâmplă acum în lumea aceasta e consecința a ceea ce ai ales când erai pe pământ. Dragii mei, să nu ne păcălim. O să culegem într-o zi roadele alegerilor noastre. Lucrurile pe care le-am respins se vor răsfrânge asupra noastră și lucrurile pe care le-am primit la fel le vom culege roadele, uneori cu amar. Și în al doilea rând, mă adresez în mod deosebit credincioșilor. Datorită somnului în care sace societatea și începe să adormă și bisericile, este nevoie de un glas puternic care să-i trezească. Și pentru asta vă îndemn să trăim adevărul la cele mai înalte cote și norme. Suntem chemați în societatea de astăzi să fim o trâmbiță a lui Dumnezeu. Știți că oamenii sunt surzi
și orbi, după cum am zis. Mintea le este întunecată de neștiință și de necredință și amăgită de înșelăciunile și puterile mincinoase ale celui rău. Tocmai de aceea, în lumea aceasta, noi suntem chemați să fim niște lumini și să fim la cota cea mai înaltă. Lustruiți-vă felinarul în seara asta. Ștergeți-vă praful de pe lumina care o răspândiți în jur și fumul care a înnegrit lampa dumneavoastră. Oamenii aceștia sunt din jurul nostru, trebuie să fie șocați de un mod de viață. Noi, zice Biblia despre Noe, și suntem chemați să fim ca și el, prin felul nostru de viață trebuie să osândim societatea în care trăim. Nu ni se dă posibilitatea să discutăm cu toți oamenii, dar avem posibilitatea să fim o lumină în societate, să ieșim în public și prin modul în care umblăm și trăim, oamenii să fie treziți. Chiar dacă asta implică suferință din partea noastră. De exemplu, nu de mult eram la Timișoara și mi-am luat și copiii cu mine. Eu de obicei obișnuiesc să-mi duc cu mine peste tot pe unde umblu. Și au evreii ca o normă de educare a copiilor să iei copiii cu tine peste tot pe unde mergi. Să învețe că educația se transmite din mers și să vorbești cu ei. Și eu, din datorită împrejurilor, a trebuit să intru la un restaurant, să le cumpăr ceva de mâncare, nu aveam la mine și le se făcuse foame. Și dintr-o dată am văzut, fără să am posibilitatea să vorbesc cu oamenii care erau acolo la mese, cum toată sala aceea, cu tine, studenți care erau la masă, cu îndrăgostiți, au început să ne urmărească cu privirile. Erau o ciudățenie, eu, un bărbat cu trei băieți, după mine, ne așeză la masă. Pur și simplu, prezența mea acolo a fost un glas pentru ei. Sigur că nu este ușor să crești trei băieți, unul după altul, cu posibilitățile din societatea aceasta. Dar oamenii trebuie treziți prin modul nostru de viață. Zilele trecute eram la o mormântare, cum știți, și, cum v-am zis, și era o mormântare ortodoxă. Timpul slujbei au venit cineva cu niște batistuțe să le dea la copilașii noștri să le pună. Și am zis, nu, copiii mei nu poartă asemenea semne. Și imediat cineva m-a abordat și a zis, sunteți pocăit? Da. Nu trebuie să spui cuvinte uneori. E suficient să trăiești altfel. Și lumea se mișcă. Lumea își dă seama. E ceva aici. Spunea un gânditor creștin că o comunitate devine moartă, este moartă, numai atunci când nu mai poate fi trezită de cei ce propovăduiesc adevărul suferind pentru el. Dacă nici măcar suferința, dacă pocăința dusă până la sânge, cum zice apostolul, împotrivirea păcatului până la sânge. Dacă nici asta nu mai comunică nimic societății noastre, noi ne-am îndeplinit datoria față de ei. Societatea aceea e moartă, nu mai poate fi trezită. Oamenii aceia sunt pierduți. Dar suntem chemați la fel ca și Mântuitorul nostru să ducem până la sânge mărturia noastră pentru ca să smulgem, dacă se mai poate, pe unul dintre ei, pe unul din lume. Și să fim o lumină în lume. Dumnezeu să ne ajute. Amin.